100 de sere au fost puse la pământ sau descoperite, iar culturile de roșii și castraveți s-au compromis. Doar 3 săptămâni ar fi trebuit să țină vremea bună pentru ca oamenii să culeagă trufandalele. Mai puteți să-mi faci ceva? Nu, mai nimic, are de ce. Deci e pagubul totală? Da, da. Și ce o să faci? Să mânăm altul, vedem noi. Ce aveți de mânat aici? Roșii, varză și... Ce de acolo și țările. Asta-i roșii. Ce era aici? Răsat de roșii. Puse la pământ toate. Da. Mai puteți salva ceva? Nu. Mai salva. Da. Trebuie să facem curat. Ați mai prins curtura ta cu tot? Nu, nu. Am luat asta. Asta sunt castraveți. Plantați, cred că au o săptămână. Când îți plantați? Vedeți, mă luați cum e spălat. Deci, situația a ajuns. Deja de la vântul de asta. Da, de la vântul de asta. Peste tot în matca sunt peste probleme. Peste tot, peste tot. Recolta e compromisă. Mai puteți să recuperați ceva de aici? Nu se mai poate recupera nimic. Cât ar fi trebuit să aveți castraveți de aici, din grăsată? Cam câte trei să vedem. Erau căpiuri de acolo. Cum i-au ținut și au mutat vântul de tot. Aici nu mai poate recupera nimic. Într-un caz, proprietarul unei sere de unde urma să culeagă salata s-a trezit că furtuna i-a aruncat toată sera pe câmp, lăsând mlădițele în frig. Și aici totul este compromis. Și asta nu e tot. Vântul a provocat și o pană de curent în localitate, iar centralele multora au cedat. Acestea alimentau cu energie pompele ce încălzeau serele. Pentru a nu pierde tot, proprietarii au înlocuit acum centrala cu sobe. De la ora 8 seară și până azi la ora 9, nu am avut deloc curent. În lipsa curentului am stricat centrala de 3.000 de euro, pentru că ne-a jucat șocuri prima dată. Într-un minut venea, iar lua și în momentul când am mai avut energie electrică, pompile n-au mai putut funcționa și mi-am... Și ca mine sunt foarte mulțumat că ce centrale... Ce se întâmplă cu cultura? E o problemă mare. Deci nu sunt revoltat decât pe... Nu sunt... Sunt adeptul cu impozitul, dar să vină cei de la Ministerul de Agricultură și de Ministerul de Finanțe, vadă cum ne chinuim. Și cu căldura, și cu solarele acum, la ora actuală, mulți fermieri care le-au la pământ pus. Cei care s-au trezit cu serele rupte de vânt au muncit degeaba, deoarece peste 3 săptămâni nu vor avea ce să scoată pe piață și nici nu știu cum își vor acoperi pierderile.